mult s-a schimbat viața ta în ultimul an? Ai avut cel mai bun sezon din carieră, ai prins lotul României la fiecare acțiune și acum lotul pentru Euro 2016. S-a schimbat foarte mult, spre bine, prin multă muncă, prin multă seriozitate. Am avut parte de un sezon foarte bun. Domnul antrenor de la club tot timpul mi-a dat oportunitatea să joc, să am meciuri în picioare. Și m-am simțit și foarte iubit aici la echipa națională, tot timpul am fost chemat. A fost foarte greu la început, pentru că eram nou, nu jucam și nici acum nu este ușor. Tot timpul este greu, pentru că sunt foarte mulți jucători care vrem să jucăm, jucători foarte buni. Dar mă bucur foarte mult pentru mine, pentru schimbarea care am avut-o în viața mea, pentru tot ce am obținut. Și sper ca să fiu ambițios și să obțin și pe parcurs mai multe lucruri pozitive. La echipa de club ai purtat numărul 28, apoi 10. La național ai avut 19, 9, acum 14. De ce tricou cu numărul 14 și ce număr crezi tu că îți caracterizează jocul? Poate ar fi numărul 9, ca fiind atacant centru, central. Dar nu știu, cred că numărul nu este un lucru important. Important este să fii alături de echipă, să fii cu colegii tăi, să fii la dispoziția domnului antrenor. Important este să ai parte de minute, să poți ajuta colegii. Nu contează ce număr ai pe spate. Care e cel mai important sfat pe care l-ai primit în cariera de fotbalist? Să nu mă schimb niciodată. Să fiu așa cum sunt eu. Tot timpul de mic am vrut totul repede, 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 am vrut să obțin totul. Nu știu, cheful ăsta de a obține ceva în viață, de a face ceva, de a da totul, tot timpul, la orice antrenament, la orice meci, cât îmi stă în putință. Chiar dacă am jucat mai bine, chiar dacă am jucat mai prost, tot timpul încerc să dau totul pe teren. Și cred că sfatul e acesta, să nu mă schimb niciodată și să am aceeași atitudine tot timpul. Care e cel mai bun prieten al tău de la echipa națională? Nu aș putea spune cel mai bun prieten. Mă înțeleg foarte bine cu toți colegii. Cum am spus tot timpul, suntem ca o mică familie aici, ne înțelegem foarte bine și cred că datorită acestui fapt ne-aș calificat la Euro. Am avut meciuri bune, foarte multe meciuri fără să pierdem. Și pot să spun că mă înțeleg bine cu toată lumea. Deci suntem un grup fantastic. Este diferită relația cu suporterii români pentru un tricolor crescut în altă țară decât cea de origine? Adică, în sensul în care afecțiunea fanilor români cântărește mai mult în cazul tău? Eu m-am simțit la fel ca ceilalți jucători de la echipa națională, ca colegii mei. Nu știu, deci nu cred că este nicio diferență. Important este să îmbraci tricoul României, să-l porți cu mândrie, să simți acel lucru și să dai totul pe teren. Lumea nu contează dacă ai stat mai mult în Spania sau mai mult în România, ei te va valora pentru atitudinea ta și pentru cum te va vedea pe tine pe teren. O parte dintre fanii români s-ar fi așteptat să primești un cartonaș galben la echipa de club, la Cordoba, pentru a veni mai devreme la echipa națională. Cum ai gestionat situația asta? Foarte greu, pentru că știam dacă luam al 10-lea cartonaș galben, veneam înainte în România. Dar în același timp mă gândeam foarte mult la echipa mea de club, pentru că s-a muncit foarte mult, aveam speranțe să ne calificăm direct fără să facem barajul și până la urmă s-a ajuns într-o situație foarte grea, într-o situație care ne gândeam numai să facem barajul, pentru că era greu să-l și prindem, trebuia să batem 3-4 meciuri la rând. Și vreau să fiu alături de echipa mea, vreau să fiu și alături de echipa națională, dar în același timp nu puteam să-mi las colegii la greu. Și am decis să rămân și a fost totul ok. Am câștigat 3 meciuri la rând și s-a făcut un egal și am prins play-off-ul. Pentru că suporterii români trăiesc aproape oră de oră cu echipa națională cantonată aici în Franța, trebuie să te întreb cum te simți acum după accidentarea la mână. Mă simt foarte bine. Nu am absolut nicio problemă. Bandajul acesta este pentru să mă protejeze, să în caz de, nu știu, să nu fie ceva mai rău. Dar nu am nicio problemă, sunt apt 100%.
Am făcut deja 3 antrenamente, m-am simțit foarte bine, sunt la dispoziția domnului antrenor și de-abia aștept să ajungă ziua de vineri să înceapă meciul și să fiu și acolo să vedem dacă va merge totul bine.